Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Clubul Artelor. Suntem astăzi onorați să vorbim despre pictură și despre grafică în egală măsură, întrucât mâine, joi 1 iunie, la orele 14, la Galeriile de Artă Ion Andreescu, se va desfășura un eveniment, aș spune eu, excepțional, dat fiind faptul că avem un vernisaj datorat invitatului meu din această după-amiază, domnul Ștefan Pelmuș. Bine ați venit, stimate domnule Ștefan Pelmuș, la Buzău și, în egală măsură, în studiourile Campus TV. Bine v-am găsit, mă bucur că m-ați invitat în Buzău. Aici, am decât am fost un trecător, așa. O singură dată am poposit o noapte cu domnul Cornel Antim la rudele lui de aici, în Buzău. Și mă bucur foarte mult, aveți o sală foarte frumoasă de expoziții, generoasă, tu ești un bun manager, doamna de la galerie la fel, și sper să se bucure pictura mea, ce fac lucrările mele, de cât de cât de audiență la publicul buzoian, de toate vârstele. Da, mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care le-ai spus, Ștefan. Într-adevăr, încercăm cu foarte multe eforturi și ajutați, trebuie să o spunem, și de o parte din oficialitățile de aici, de la Buzău, să menținem această galerie, așa cum spuneai, la standarde foarte ridicate și, în egală măsură, să oferim publicului buzoian expoziții de excepție, cum este aceasta pe care, spuneam, am reușit să o găzduim aici. Așa cum ne este obiceiul, voi face o scurtă prezentare a invitatului meu, a distinsului meu invitat, domnul Ștefan Pelmuș. Este născut aproape de Buzău, la Valea Călugărească, în județul Prahova. În 1972 a absolvit Academia de Arte Nicolae Grigorescu din București, avându-l ca profesor pe un mare maestru și domnia sa, invitat de mine la Buzău. Este vorba de maestru academicianul, regretatul academician Ion Sălișteanu. Din 1980 este membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Activitatea expozițională a distinsului meu invitat este una, aș spune, de excepție. De aceea mi-am permis să fac o scurtă prezentare, aș spune, o selecție din numeroasele prezențe, atât în calitate de expozant personal, cât și expoziții de grup. Și aș aminti încă din 1985 la Galeria Simeza București, apoi 92 Galeria Orizont, în Belgia, Galeria Simeza din nou din București, Festivalul 1998, Festivalul Francofoniei Copenhaga, Danemarca, Galeria Vernescu, Casa Vernescu din București, la Bistrița, Râmnicu Vâlcea, Galeria Etalon, iată, din Râmnicu Vâlcea, apoi Galeria Espas în 2006 din Paris, Espas Art 101, cum se cheamă această galerie, Muzeul de Artă din Craiova în 2007-2008, Galeria Brâncuș la Sala Parlamentului Bucureștean, deci a Parlamentului României, Galeria din Timișoara, Galeria celebra Galerie Veronica Art din București în 2010, Galeria din Ploiești și Dana Galerii din Iași, numeroase alte participări la în tabere internaționale, tabere românești și în expoziții, numeroase expoziții de grup, începând cu anul 1980 în Ungaria, în Olanda, la Budapesta, deci în Ungaria, Franța, Cehoslovacia, Germania, Belgia și din nou, iată, Franța, Turcia și o serie întreagă de manifestări, spuneam, în foarte multe orașe din Europa, Londra, Suedia,
din nou văd la, în Franța foarte multe expoziții. ICROM Italia, iată, în 2010, printre numeroasele recunoașteri ale valorii picturii invitatului meu, aș enumera în 1994 premiul întâi la Bienala de Artă Gheorghe Petrașcu la Târgoviște, 95 premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru Pictură, e vorba de Uniunea Artiștilor Plastici din București, în 2002 Art Bienal din Soleil de l'Est la Tour, Franța, și premiul Muzeului de Artă din Chișinău în 2003. Întreagăt fie spus, săptămâna trecută m-am întors din Chișinău, am vizitat noua clădire a Muzeului de Artă și vreau să vă spun, Ștefan și estimați telespectatori, că arată extrem de bine această nouă clădire a Muzeului de Artă. Felicitări, Ștefan Pelmuș, pentru, iată, această activitate care este doar o sinteză a muncii pe care ai depus-o tu de-a lungul a numeroși ani, o să ne spui tu câți anume, dar înainte de toate aș vrea să citez din comentariu plastic asupra operei tale, făcut de unul dintre prietenii noștri comuni și prietenul tău, care spunea despre Ștefan Pelmuș, citez: universul ce înconjoară, cel înconjoară, nu este altceva decât suma temerilor și certitudinilor noastre, a calităților și defectelor noastre, a visurilor, a năzuințelor și credințelor noastre. Omul însuși este, în viziunea acestui artist, întruparea sensibilă și interogativă a unei asemenea realități. Pictura lui abundă în astfel de referințe imagistice, cele mai multe cu tâlcuri simbolice, adânc înrădăcinate în memoria spirituală a umanității. Am încheiat citatul din Corneliu Antim. De altfel, trebuie să spunem că domnul Ștefan Pelmuș, invitatul meu de astăzi, a cerut ca imperativ ca această expoziție să fie dedicată memoriei lui Corneliu Antim, cel care ani de zile a fost și invitatul meu în taberele pe care le-am organizat aici la Buzău și care, iată, s-a stins acum aproape un an de zile tot în preajma Buzăului. Să revenim la expoziția pe care o deschidem, o vernisăm mâine, Ștefan Pelmuș, și să spunem câte ceva despre, hai să spunem, despre începuturile artei. Cum ai ajuns să fii atras de această grea meserie, aș spune întâi meserie, pentru că întâi un pictor trebuie să știe tainele acestei meserii și apoi să asceadă către marele bulevard al artei adevărate. Da, eu când văd în vreo 45 de ani aproape, unchiul meu, Pirie, probabil că mi-a fost și profesor, venea pe la mine la Valea Călugărească, la fratele lui maică-mea, când era student, și atunci prima dată am mirosit și eu mirosul culorilor astea de estrafine românești, care erau foarte bune pe timpul acela, și venea, făcea tabele de documentare la mine la țară, venea și cu băiatul lui și la 5-6 ani, 7 ani, începuse și eu să deu și mie niște culori de astea și făceam și eu portrete și de-asta și el era foarte remarcat de el. Când am terminat clasa a 7-a, a venit la mama, maica mea, nu știam mult să mai dau, dacă nu venea el, poate eram undeva la, să zicem, eram un strungar, eram altceva, știi ce? Unii îl dai Valerico, așa chema pe maica mea. Zice, domnule, nici nu știu, luasem și eu, era existit cu 10. Și atunci am luat el să-l dat la liceul Torița. Știu că am rucat acolo, am rupt foaia, că toți veniseră, pusele școala de înainte, cum se făcea înainte, câteva de la 5-a. Și cu chiu cu vai se pare că am intrat de acolo și a fost un impuls de ăsta să studiez foarte puternic și așa am ajuns să ajung cine sunt acum,
A fost cam un râu care a curs la izvoare până acum, când la vărsare într-un mare râu, mare fluviu. Să spun pe ăsta, nu știu cum am ajuns la imagine care le fac eu acum. Sunt lucrez pe arhetipuri cu pictură de simbol care e paleocreștină undeva. Bineînțeles că pictura modernă are mai multe sensuri. Nu poți să o clasezi direct la o mită categorie. Pictură abstractă, pictură gestuală, pictură figurativă, simbolică. Și mi-a plăcut foarte tare culoarea și m-a plăcut foarte mult la diverse tipuri de oameni, cel special la copii, că copiii sunt cei mai sinceri și le place un lucru care vine direct din sufletul celor care o face și simt imediat e acest lucru. Și sper să și expoziția de față, care e la voi aici, să placă publicului larg de aici din Buzău. E un oraș frumos, cochet Buzău. Bine că te are pe tine aici breata noastră, că faci treabă bună și te implici. Și ți-am spus că aveți o gărăie foarte frumoasă și a spus că ai făcut expoziție foarte bună aici. Bienala Andreescu, aici, dar am și făcut aici într-un fel, că e orașul Andreescu, marele nostru Andreescu. Și mă bucur foarte mult că am ajuns pe meleagurile lui și să fac și eu pe această expoziție. Sunt 30 de picturi în ulei și 13 tehnică mistă pe hârtie și pe carton. Și sper să mâine vă aștept cu drag, cine poate să vină, da, să vadă. Să spunem însă, Ștefan, că tu ești, te individualizezi. Pictura lui Ștefan Permuș este de fapt dincolo de ceea ce vedem în, iată, pe televizor. Este însă, eu am asistat, am avut ocazia să fim în preajmă și într-o tabără care s-a desfășurat vara trecută la Balcic, dar am fost și oaspetele tău în atelier și am văzut că ai această disciplină de atelier pe care nu foarte mulți artiști o au, acea nevoie de atelier, așa cum foarte bine spuneai. Am citit în pregătirea acestei emisiuni, am citit un foarte interesant articol, un foarte interesant interviu pe care l-ai dat unui reporter și care spunea că dacă nu pictezi într-o zi, parcă nu te simți bine. Deci ești unul dintre artiștii hărnicuți, ca să-i spunem așa, harnici și care au nevoie permanent de mirosul atelierului, de mirosul culorilor. Ți-ai făcut trebuie să spun telespectatorilor noștri că ți-ai făcut un program, aș spune eu, draconic, pentru că lucrezi oriunde te duce, fie că ești invitat în tabere, fie că ești invitat în străinătate, lucrezi, iată, foarte mult. Acum, încercând să descifrăm câte ceva din ceea ce vrei să transmiți tu, aș spune eu că este foarte, foarte dificil, pentru că sunt multe din ciclurile de totemuri, de exemplu, sau Gralul, sunt toate aceste lucrări, chiar dacă ele poartă un nume, au în spate însă un bagaj de cunoștințe, o, aș spune eu, matrice fundamentală pentru istoria artelor. Se vede din lucrările tale că ai o extraordinară cultură plastică, aș spune eu, universală. Și asta pentru că, exact cum foarte bine spunea, iată, copiii se apropie foarte mult de lucrările tale, dar în egală măsură lucrările tale sunt puncte de meditație, de plecare pentru filozofi, puncte de plecare pentru oameni care, într-adevăr, descoperă
niște elemente care au niște conotații, hai să spunem, istorice sau medievale sau, aș spune eu, din arta antichității, din Egipt, din Mesopotamia. Spuneam, acest dialog permanent între culturi se regăsește, iată, într-o cheie personală a lui Ștefan Pelmuș în pânzele și în grafica lui. Într-adevăr, pictura mea este puțin mai, este destul de, zic eu, că nimeni nu o spusoare originală și n-am căutat să fac la început, abia să facem încet, s-a născut încet acest drum al meu, ca un râu, a spus, care curge încet și pământ, încet, încet, începe să mărească, ca și un copac care crește de la sămânță, până începe să duce să lupte cu cerul. Este o pictură de simbol, lucrând cu arhetipuri, cu cultura de asta de mai multe popoare, mai spus bine cu cultura egipteană, cred că înainte de, eu cred că reîncadrări, poate a fost un scrip și oamenii care primesc, în afară de copii care au foarte multe intuiție, oamenii care primesc expoziția mea, se referă și la un bagaj de cunoștințe, un bagaj de cultură generală, care au acum timpurile astea moderne, oamenii pot să circule, pot să viziteze piramidele în Egipt, pot să viziteze diverse muzee din lume și atunci încep să-ți dea cu părere destul de personală și de aproape de ceea ce fac eu. Bineînțeles că pictura nici eu nu prea știu ce, deocamdată, un pictor care lucrează nu știe exact care matematică, 2 cu 2 fac 4. Este o pictură care în timp se crește, nu știe dinainte ce o să iasă. Și asta e și plăcerea de a lucra. Nu face exact, știu că până acum știu și exact cum se va termina pânza aceasta. Este o luptă artistului cu pânza albă. Trebuie să te lupți cum e lupta aia cu Iapo, cu îngerul și trebuie să faci în așa fel, să împaci, să împaci pătirea cu ceea ce vrei să faci, cu destinul tău, cu adevărul, cu Dumnezeu. Da, foarte bine spus asta, pentru că, iată, citesc din Corneliu Antim, care spunea la un moment dat că Ștefan Pelmuș a impus în arta contemporană o viziune cu totul particulară și un stil inconfundabil. Credincios idealurilor estetice statutate de promotorii mari pictori de oriunde și de totdeauna, Pelmuș se afirmă prin arta sa drept un demn continuator al valorilor și virtuților tehnice și plastice promovate de înaintașii săi. Modernitatea sa constă în preluarea flexibilă și distinct personalizată a acestei moșteniri. Am încheiat citatul din regretatul Corneliu Antim. Spuneam că am terminat de așezat azi noapte târziu o parte din lucrările domnului Pelmuș și dăm voie Ștefan să spun că am simțit parcă personalitatea lui Corneliu Antim în sala de expoziții, pentru că el ne-a vegheat, trebuie să spunem, la diverse expoziții pe care le-am avut aici. A fost mult timp președintele juriului celebrei expoziții de acum ajunsă la 10-a ediție Bienala, pe care o facem din 2 în 2 ani, Bienala Internațională, care poartă numele lui Ion Andreescu. Așa cum foarte bine și frumos ai spus, Ion Andreescu, o mare personalitate a Buzăului, dar a Buzăului în primul rând, pentru că, iată, am citit de curând o carte care nu este nouă, este mai veche, dar în care sunt prezentați toți cei care au făcut parte din școala de la Barbizon. Printre numeroase personalități ale picturii franceze și europene, erau doi artiști din România, Nicolae Grigorescu și Ion Andreescu. Da, într-adevăr, Ion Andreescu este o mare personalitate în lumea artistică românească, un mare pictor, zic eu, și mă mândresc că sunt și eu român. Din păcate, noi românii nu prea am avut cine să ne
să ne popularizeze, am avut un management serios, că Pito, care a fost la Barbizon în același timp cu Andreescu și cu Găurescu, suma sunt cote foarte mari la vânzări, sunt în marele muzee, noi ne-am retras, adică românul vine acasă, la el acolo, în sat, să fie el, vă spune, rege. Și el a fost și cam bon lăvior, din păcate, s-a sis de vreme, doar de plămâni. Ăsta rămâne pentru noi, pentru cine poate să vadă, știe să vadă, o lecție de pictură extraordinară. Și mă bucur că am timp, cred că acolo, că e lângă mine și acum, unde suntem, lângă noi, acum nu e acolo sus el. Era, el tot timpul mi-a deschis mie ultimul timp, în ultimii 15-20 de ani expozițiile. Eram și buni prieteni. Și un tip care am văzut foarte bine demersul lucrului meu. Eu sunt un uvrier, eu lucrez de viață până seara, non-stop, nu fac niciun fel de excepție, că e duminică, nu, poate sunt un păcătos să zicem așa, că e bine să faci și Dumnezeu să a din duminică. Eu totuși mai lucrez, mai împind o pânză, mai pun fonduri, chestii. Plus și sunt tabere, am un grup care merg cu mine, la Colibisa, la domnul Țăbăre, la Bistița, care e un nume extraordinar, care m-a înțeles și care ne face în fiecare an altul ars afare, care acum el plătește cultura de acolo, de la Bistița, plătește standul, care e destul de scump. Și acum și eu am pe 15 până pe 19, 18 am cu familia Pelmuș, Bogdan, Magda Pelmuș, Maria Pelmuș, păstrarea soție, și cu Teo Pelmuș, care stă în Canada. Și sper să fie bine vizionat, că eu sunt cu pictura clasică pe pânză, ei sunt cu ce fac acum, performanțuri care sunt foarte și care sunt foarte buni. Sunt și capitori buni, nu că sunt copiii mei, dar și ca. Și noi nu se mână unul cu altul, cum sunt alți artiști aici, nu dau nume acum, care mai seamănă copiii cu ei, poate, și nu se desprind nici de profesor care a făcut, nici de personalitatea puternică a părinților. Da. Așadar, iată o nouă invitație și de data aceasta pentru cei care vor vizita celebra expoziție Art Safari, care se desfășoară acum în București. Îl găsim pe Ștefan Pelmuș împreună cu membrii familiei, copiii domniei sale, la Art Safari în centrul Bucureștiului, aproape de Biblioteca Crețulescu. Așadar, vorbim despre artă, vorbim despre invitația pe care o facem către publicul buzoian pentru mâine la orele 14 la un regal, aș spune eu, expozițional, expoziția Ștefan Pelmuș. Ne întâlnim cu Ștefan Pelmuș și cu discuțiile despre artă și despre universul operei domniei sale după o scurtă pauză.